Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Avem un moment la care avem nevoie de colaborarea voastră acum. Prieteni, o să vă difuzăm o piesă și o să vă rugăm să fiți foarte atenți la versuri. Trupa se cheamă Noaptea Târziu și piesa se cheamă Vaccin. Deci fiți atenți, ascultați piesa cu atenție, versurile. E un cover după altă piesă, mă rog, nu contează. Și după care sunați-ne la 0372069599. Avem câteva minute să discutăm despre mesajul acestei piese. Vrem să știm care este părerea voastră. Nu mă vaccinez că eu sunt zeu. Vezi, certificatul nu e al meu. Vrei să mă ții în casă, dar e greu. Merg la aparate cu tupeu. Toată ziua unul mai de chip, chip, chip. Nu mă vaccinez sub niciun chip. Vaccinul e la modul, fra, nu știu ce să zic. Ci că bagă în el o trafă, mi-a zis mie un amic. Avem Johnson, Pfizer. Dacă mă transformă ăștia în Kaiser. M-am dus la o clinică, știu eu o fată. I-am dat 10 milioane și mi l-a făcut în vată, bro. Valul vine, valul pleacă. Doar prostii cu vaccinul să se neacă, bro. Valul vine, valul pleacă. Ce dacă fac COVID o să-mi treacă, bro. Valul vine, valul pleacă. E doar o răceală, pun o geacă, bro. Valul vine, valul pleacă. Să-i văd în 10 ani ce o să facă, bro. Am bani mulți, ce să-mi faci? COVID-ul-i de săraci. Hai zi-mi cum faci, bro. N-am Green Pass, îți dau eu, vezi? Că m-a legitimat garda, bro. Aveam certificat, dar mă chema Magda, bro. Am un verișor din comuna Cerna. Vinde țuică la fiolă, zice că e Moderna. Dar multă lume nu mă crede în stare. Dar eu și infectat, ies la plimbare. Nu mă știe lumea și folosesc tupeu. Normal, mă. Dacă nu mă sună DSP-ul, bro. Valul vine, valul pleacă. Doar prostii cu vaccinul să se neacă, bro. Valul vine, valul pleacă. Ce dacă fac COVID că o să-mi treacă, bro. Valul vine, valul pleacă. E doar o răceală, o să-mi treacă, bro. Valul vine, valul pleacă. Să-i zice sărul mâna lui Șoșoacă. Mă duc la mall că facă plouă, eu-s vaccinat cu doza nouă. Stai, am aflat care e cheia. Că voi ne vreți steril până la generația 3. Lumea știe cine sunt, nu-mi trebuie act. Am un portofel, 3-4 certificate. Să rezolv oricând că am două contacte. Dacă vrei cu doza 3, 10 foi jumate, bro. Și mi-am făcut un test de antigel. Cred că-s gravid, că am două linii pe el. M-am dus la Paco Rabanne, îmbrăcat frumos. Mi-am luat parfumul la vrăjeală, că oricum n-avea miros, bro. Valul vine, valul pleacă. Doar prostii cu vaccinul să se neacă, bro. Valul vine, valul pleacă. Ce dacă fac COVID o să-mi treacă, bro. Valul vine, valul pleacă. E doar o răceală, pun o geacă, bro. Valul vine, valul pleacă. Să-i văd în 10 ani ce o să facă, bro. Bă, stați, bă, cum ești, bă, nu mai vă băgați, bă, de alea în voi, bă, că nu știți ce. Pornește, bă, știți care are. 0372069599. Iată ce zice Gabi. Ar trebui să fie imnul campaniei de vaccinare. Nu știu ce să zic, am vrea opinia voastră pe tema asta. Mulțumim, au început să vină deja mesaje. Ia. E o parodie foarte subtilă la care nu se prinde multă lume. Ca dovadă, Șoșoacă a distribuit-o pe pagina ei de Facebook, din ce am înțeles, că eu nu sunt prieten cu asemenea personaje și nici nu urmăresc. Dar am înțeles că a distribuit-o, ea a mers după fentă, cum se spune în limbajul lui Ioanițoaia. Deci asta e întrebare, e prea subtilă sau nu? O să o ia în serios unii sau nu? 0372069599. Ce Eli, bună dimineața! Bună, Eli! Bună dimineața! Bună. Mi se pare un pic prea subtilă. Noi am primit-o de la prieteni antivacciniști, care cărora li se părea foarte mișto piesa. E o parodie foarte reușită, părerea mea. Dar unii au luat-o în serios, da, exact. Mm-hmm. Okay. Important e că se potrivește tuturor, se pare, în funcție de ce crede fiecare. 0372069599. Ștefan, bună dimineața! Salut, salut. Ștefan! Bună dimineața, băieți, nici vorbă de așa porcărie. În ce sens porcărie? Nu e un radio voting, era ideea... Era, crezi că e luată în serios sau nu? Da, am înțeles ce au zis, dar cum poate să vorbească așa porcărie când atâția oameni au murit, atâția pensionari au murit, care nu au fost vaccinați?
Știm foarte bine. Mulțumesc, am înțeles. Mulțumim, Sorin, ești în direct, salut. Salut, Sorin. Salut. Să trăiești. E prea subtilă pentru mult, pentru că atât ai duce capul. Adică e subtilă exact pentru cine nu ar trebui să fie. Ok. E bun și așa. Încercăm și cu Dan. Bună dimineața. Salut, salut Dan. Bună, am să te rog să închizi salut, radio gata. Și să vorbești cu noi la telefon. Gata, am auzit acum? Da, perfect. Da. Salut, băieți, cu respect. Să treci. Da, piesa, să știți că spune multe. Dacă stai să o ascult, am ascultat-o și eu. Spune exact ce trebuie. Până la urmă spune și un pic de realitate, da? Pentru că cam asta se întâmplă. Ai bani, te descurci, se vaccinează, toată lumea cu relații se vaccinează așa cum face. Deci piesa spune toate. Fiecare trage ce vrea din ea, dar cred că băieții au făcut o treabă super bună. Cum fac de obicei băieții și la noaptea târziu. Mulțumim frumos! Mi se pare că acum ideea că dacă ai bani poți să te vaccinezi în vată. Da. Este ceva, este culmea absurdului. Adică ai bani ca să te sinucizi, dai și bani pentru asta. Exact. Mihai, bună dimineața. Salut, Mihai. Bună. Bună dimineața. Salut. Ia zic. Vreau să le transmit, cum să spun, toate cele bune băieților de la Noaptea Târziu. Și să, de asemenea, să remarc că Noaptea Târziu se adresează Noaptea Minților. Da. Crezi că se prinde lumea sau? Poftim? Crezi că se prinde lumea că e o parodie sau? Nu, mi-e teamă că băieții ăștia sunt prea deștepți și se adresează lor proști. Ok. Și atunci probabil că n-o să se prindă. Mulțumesc. Auziți, nu credeți că era mai bine dacă n-am fi primit vaccinul? Cine să dacă nu fi toate țările ar fi primit vaccin de toate culorile și numai în România, strategia la noi să fi fost vouă vă trimitem un milion de vaccinuri. La voie pe bani. Și atunci nu ar fi fost cumva invers, adică nu s-ar fi, hai să-l fac, cum fac să-l fac și eu, știi, să fii în milionul ăla de vaccinuri care ar fi venit. Da, cred că funcționa mai bine tactica asta. A funcționat la început. Nu-ți minte că la început lumea umbla după bilet să prindă vaccinare înaintea pensionarilor și a categoriilor. Când a fost pentru toată lumea. Supuse riscului. Ce nu noi ca toată lumea. Exact. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.